Săptămâna trecută, aleșii locali din Câmpul Lung au aprobat documentația de avizare a lucrărilor de investiții și indicatorii tehnico-economici în vederea depunerii cererii de finanțare a proiectului Crearea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică. De asemenea, consilierii locali au aprobat bugetul și depunerea cererii de finanțare a acestui proiect, precum și cofinanțarea municipiului Câmpul Lung în valoare de 40.000 de lei. Documentația de avizare a lucrărilor și în cererea de finanțare sunt prinse toate finisajele interioare, cu tot ceea ce înseamnă dotări minime obligatorii, așa cum sunt ele prinse în ghidul finanțatorului, pe care noi trebuie, indiferent cum trebuie să le îndeplinim, nu tot vrem sau să nu vrem, trebuie să avem condiții de îndeplinit vis-a-vis de securizare, vis-a-vis de promovarea centrului de informare și atunci toate acestea sunt într-adevăr bani, dar ei se vor recupera pentru că 80-85% din finanțarea proiectului este scăpată de Uniunea Europeană, 30% din Fondul Național și dar 2% de contribuția noastră. Centrul Național de Informare și Promovare Turistică va fi util în primul rând turiștilor care vizitează orașul. Aici vor avea la dispoziție toate informațiile despre obiectivele turistice, dar și despre traseele pe care aceștia doresc să le urmeze.